Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. După cum am spus în videoclipul anterior, am revenit cu un clip în care voi arăta interiorul acestui multimetru și câteva motive ce m-au făcut să-l achiziționez. Să începem! Din câte ați observat, acesta nu este un multimetru sub un brand de renume. Înainte de a lua decizia finală, am urmărit detalii ale altor multimetre, precum cele de la Unit. După o căutare mai în amănunt, în plus, căutând și teste pe YouTube, am dat de acest HT118A. Sunt câteva motive ce au stat la baza deciziei de a-l achiziționa. În primul rând, precizia măsurării, mai ales a tensiunii electrice alternative. Nu spun acest lucru doar că scrie pe el TrueRMS, ci pentru că am văzut teste la alți YouTuberi, făcând comparații cu Unit și chiar cu binecunoscutele multimetre de la Fluke. Bineînțeles, cele de la Fluke, având o construcție mult mai calitativă și protecții mult mai bune, ținând cont de prețul care îl plătești pentru a achiziționa acelui Fluke. Acum nu vreau să mă îmbăt cu apă rece, ideea e că am vrut să găsesc ceva care să-mi satisfacă nevoile ca electronist amator. Să mă pot baza pe el, pe multimetru, dar la un preț rezonabil. Al doilea motiv sunt acele luminițe verzi din jurul bornelor, din câte ați observat. Știu că pare aiurea, dar nu m-am putut abține să nu trec peste acest mic detaliu. Până la urmă, ajutându-te să nu greșești în a introduce cablurile în alte borne. Spre exemplu, în cazul măsurării tensiunii, Hertz la fel, tot aceleași borne, și măsurarea capacității. În plus, la temperatură avem și senzor în interiorul multimetrului. Deci nu este obligatoriu folosirea. Pentru măsurarea temperaturii ambientale se utilizează senzorul din interiorul multimetrului. Sau pentru măsurarea curenților slabi, spre exemplu, da? Și ne indică la ce borne trebuie montate. Bineînțeles, respecti culorile. Îmi place că acele borne sunt deja colorate, negru și roșu. Oricum, orice electronist amator știe deja că cum e comun, minusul, masa, plusul și mai departe. Al treilea motiv este tipul bateriilor utilizate. Acest lucru să-l vedem pe spate. Ce tipuri de baterii? Sunt două baterii specifice ca cele de ceas. Două baterii lungi. Cele 2A, dacă am reținut bine. Da, după cum se vede. De 1,5V, 3V în total. Acestea găsindu-se foarte ușor în comparație cu cele de 9V. În plus, dacă ați observat, piulița respectivă este metalică și nu este din plastic. Ajută mult la fiabilitate. Asta nu se strică filetul în timp, ca cele de plastic. Eu zic că e un avantaj. Al patrulea motiv este faptul că există siguranță fuzibilă și la măsurarea curenților de până în 10 amperi, nu numai a curenților slab de până în 600 de miliamperi. Consider un avantaj. Spre exemplu, dacă măsori ceva și brusc curentul e mai mare de 10 amperi, să nu o să ai cu grijă că se va distruge multimetru. Ai încredere că totuși există o siguranță fuzibilă și pentru măsurarea respectivă. Bineînțeles, și pe zona de măsurare a tensiunii există acele PTC-uri. O să vă explic puțin mai târziu. Să trecem la demontarea multimetrului. Că doar acest lucru. Scoatem bateriile. Punem într-o parte. Uitați să vă arăt. Da, vine cu aceste cabluri. Cablurile nu sunt rele, sunt ok. Partea ce se montează în borne vin cu niște chestii din plastic ce acoperă. Și la bornele respective, aceste două chestii, nu știu cum să le spun, nu am idee, vine și cu aceste mici chestii din plastic ce acoperă pentru, în cazul în care măsori o tensiune mare de până în 600 de volți sau 1000 de volți.
Dar în cazul eu nu fac astfel de măsuri. Extrem de rar. Și vine cu, bineînțeles, și cu acest senzor, da? Care se montează la bornele, la fel ca măsurarea tensiunii sau la fel ca măsurarea rezistoarelor. Urmează partea dificilă. Multimetrul este acoperit de acest cauciuc. E la fel ca în cazul telefonului. Pentru protecția telefonului, ca în cazul acesta pentru protecția multimetrului, se pune acest cauciuc. Eu zic că e bine că în caz să scap multimetrul pe jos, nu plângi după el. E un atu. Gata, s-a desfăcut. Pus într-o parte. Așa arată chiar. Să știți că e destul de rigid. E robust totuși, nu, nu pare ieftin. Wow, nici prețul nu e chiar așa foarte scăzut. Recomandarea mea, în momentul când doriți să desfaceți, punem această chestie rotundă, pentru că sunt niște bile la selector și să fie mai ușor la demontare. Să știi că pare destul de fix. Nu sunt ca alte multimetre, în momentul când îți faci există spațiu uriaș între ei. Și pare că și-ar fi bătut joc de carcasă. La acesta nu. E ok. Și cablajul interior nu e chiar așa. Nu pare ieftin. Aici avem LED. A, uitați să vă arăt pentru lumină. O să vă arăt la sfârșit. Acesta este chipul principal. Acesta fiind pentru afișaj, da? Chipul driver pentru afișaj. Ce sunt arcurile ce duc către baterii. Minus și plus. Cele două siguranțe de care spuneam. Nu sunt cele standard mici. Un moment să vă arăt și cele mici cum arată. Nu sunt genul acesta de siguranță, da? Ca să faceți o comparație. Și ce sunt banalele siguranțe găsite peste tot. Acesta este cea de, că scrie pe spate, cea care duce către borna de 600 de miliamperi. Aceasta este borna. De aici, da? Și bineînțeles, partea unde siguranța e de 10 amperi, care duce către borna de 10 amperi, da? Ok. Să vă arăt mai de aproape. Vedeți cum arată? Într-o parte 10, da? Nu. No. Las, nu vedeți. Dar ca să știți, asta e de 600 și aceasta e de 10 ampere. E HT118, versiunea 1.3, e versiunea 3. A mai fost încă două versiuni rămase separate. Să desfacem și plăcuța, da? Ok, urmează să-l desfacem. Tragem ușor. Și
Și arată ecranul. Să vă arăt și partea, dar partea din față n-am ce să arăt. Anul ăsta. Ok. Dacă sunt LED-urile. Interesant, LED-urile ce duc către cele zone de la borne, da? Spre verde. Unde duc acele borne? Acele LED-uri? Uitați. E o zonă transparentă aici, luminează către aceste orificii. Ok, să-l montăm înapoi. Ați văzut cum arată interiorul. Asta ca să vă faceți o idee. Dacă credeți că merită sau nu, asta fiecare alege cum dorește. Depinde de ce așteptări aveți. Dacă sunteți pretențioși sau nu, asta de voi depinde. Ok. Punem șuruburile înapoi. Începem din centru. Un secret. Când puneți șurubul, înainte de a roti în sensul acelor de ceasornic, învârtiți invers până auziți un clic. Vedeți? Auziți un clic? Atunci învârtiți în sensul acelor de ceasornic. Asta pentru a nu strica filetul care, din păcate, în zona aceasta este din plastic. Da, filetul este din plastic. Și îl stricați mult mai ușor dacă învârtiți direct în sensul acelor de ceasornic. Să nu vreți să vezi, n-auziți click. Sângem foarte tare. Cât de cât. Mai verificăm încă o dată. Uitați, să vă arăt acele PTC-uri. Acest PTC, fiind un rezistor semiconductor sensibil termic, valoarea rezistenței crește brusc odată cu creșterea temperaturii. Ok, deci practic crește valoarea în om. Întrerupe circuitul respectiv. Tot un fel de protecție. Asta trebuie să știți, e un fel de protecție. Punem la loc și acum punem înapoi bateria. Asta testăm. A, uitați, arătare și lumină, dar probabil ați văzut în partea de măsurare. În videoclipul anterior ați văzut că are și lumină. Și uitați să vă arăt lanterna din spate. Da? Bă, nu e foarte lumină, dar e ok. Să fie acolo, știi? Decât deloc. Să oprim multimetru și să punem înapoi capacul de la baterie. Și gata. Aici se oprește acest video legat de interiorul acestui multimetru. Sper că a fost interesant și util. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like. Dacă nu v-ați abonat, puteți să și vă abonați. Vă mulțumesc și pe data viitoare. Toate cele bune!